Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de miercuri, 26 aprilie 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru toate mesajele voastre extraordinare pe care le primesc în timpul zilei de la voi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare, pentru care eu sunt foarte, foarte recunoscătoare. Simt că fără acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în îndeplinirea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 26 aprilie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Așadar, dragii mei, haideți să vedem cum arată ceașca noastră. Priviți puțin aici. Așa este ceașca. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi toți. În primul rând, iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, aceasta însemnând foarte multe vești pozitive care se apropie de voi cu pași repezi. Aceste vești vă vor face să plângeți de bucurie și vă vor schimba viața într-un mod neașteptat spre bine. Dragii mei, văd aici două persoane îmbrățișate în casa voastră. Se pare că vă sfătuiți, puneți la cale ce să faceți. Dacă sunteți certați, văd că o să vă împăcați, dar relația voastră este menită să meargă din ce în ce mai bine. Un cal de mare, dragii mei, se pare că apare o minune în viața voastră. Poate primiți o veste de la o ușă de stat, sau poate de la sănătate, sau poate de la un loc de muncă, dar în viața voastră se va îndeplini o minune. O să vă bucurați nespus de mult. Văd aici niște inițiale, O, L, C și M, dragii mei. Văd că foarte multe semne de întrebare aveți în cap, aveți foarte multe de făcut și nu știți cum să începeți. Vă tot întrebați cum să fac, ce să fac, când să fac, de unde să iau, ce să pun. Dar lăsați întrebările și mai bine porniți la treabă, pentru că lucrul nefăcut rămâne așa, exact cum este, în poziție de proiect, astfel încât mai bine apucați-vă de treabă pentru ca să avansați cu ideile pe care le aveți. Dragii mei, văd aici o ceartă între rudele voastre din cauza unei moșteniri. Văd aici patru persoane și sunteți și voi. Treceți printr-o ceartă mare. Se pare că o să fiți foarte supărat sau supărată, dar să știți că într-un final o să se termine și o să iei și tu partea care îți va reveni ție. Văd aici un drum foarte lung. Se pare că o să vă aranjați la locul pe care îl doriți de muncă. O să ajungeți cu bine acolo și o să fiți foarte fericiți cu acest loc de muncă pe care l-ați obținut. În casa voastră, dragii mei, văd că se limpezesc apele cu copiii, cu soțul sau cu soția. Văd aici două persoane care sunt căsătorite. Ați avut foarte multe probleme în trecut, dar acum s-au terminat. A venit timpul să fiți și voi cu adevărat fericiți. Dragul meu sau draga mea, tu și cu persoana ta văd că uneori vorbiți, uneori comunicați mai puțin, dar este clar că între voi s-a creat acea conexiune specială pe care o presupune o relație. Și acum te întrebi oare ce intenții are în legătură cu tine, ce are de gând să facă în viitorul apropiat. Se pare că toate aceste gânduri ale sale le vei afla foarte curând, căci te va invita undeva pentru a-ți divulga la ce s-a gândit în ceea ce vă privește. Văd că are gânduri foarte serioase în ceea ce te privește,
vrea să vă mutați împreună și apoi, într-un viitor cât mai apropiat, vrea să vă logodiți sau să vă căsătoriți. Vrea o viață alături de tine, familie și copii. Cu sănătatea, dragii mei, mare atenție la problemele cu ochii. Da? Văd că este posibil să aveți probleme cu tensiunea și această problemă vă va afecta și ochii. Trei uși se deschid în fața voastră, dragii mei, în dragoste, în muncă și în bani. Aceste uși se vor deschide mai mult decât niciodată, da? Văd că înainte au fost blocate unele dintre acestea, dar acum, iată, este timpul să se deblocheze. Unele femei, dragile mele, să știți că este posibil să rămâneți însărcinate sau să auziți de o persoană în jurul vostru care este însărcinată. O să vă bucure foarte mult această veste. Se pare că femeia respectivă va naște un băiat blond cu ochi albaștri. Cifra, litera R, dragii mei, se vede aici. Persoana cu această literă sau persoanele cu aceste litere, cu această literă, vor fi foarte fericite. Toate drumurile voastre se vor deschide, blocajele se desfac. Persoanele singure, să știți că veți primi o veste de la un fost iubit sau de la o fostă iubită. Această persoană se pare că nu v-a uitat și vrea să se întoarcă la voi pentru că vă iubește. Ar fi bine să acordați a doua șansă acestei persoane pentru că în viitorul apropiat veți vedea că a meritat să faceți acest lucru. Aveți un dușman, dragii mei, acesta este ca un șarpe, vă smintește mințile și acționează la locul de muncă. Dar să știți că în 10 zile de acum înainte va pica în groapa pe care ți-o sapă ție. Iar tu, vei, dragul meu sau draga mea, vei fi învingător sau învingătoare. Persoanele care sunteți mai în vârstă, dragii mei, urcați niște scări. Ați avut, se pare, mai multe dificultăți în viața voastră. Vă aflați pe ultima treaptă acum. Ați ajuns la apogeul vieții voastre. Văd cum în fața voastră se află un lac plin cu pești. Intră în viața voastră norocul. Veți avea parte și voi de bani. Este timpul și pentru voi să fiți fericiți. Pentru cei din zodia Scorpion și din zodia Berbec, dragii mei, pentru cei singuri, văd că veți merge într-o vacanță și veți face cunoștință cu ursitul sau cu ursita. Această persoană se va îndrăgosti la prima vedere de voi și veți avea o relație foarte frumoasă împreună. Văd aici un bărbat din zodia Pești, dragii mei. Poate este soțul sau partenerul vostru. Acest bărbat se simte singur, nu găsește o limbă comună cu dumneavoastră, se pare că sunteți geloasă pe el, iar el nu a greșit cu nimic și doar se simte singur, se simte părăsit, această persoană. Pentru cei cu inițialele A, P, C și L, se pare că o să aveți bani mulți în perioada care urmează, o să găsiți un loc de muncă sau o să vi se întoarcă o datorie sau o să primiți un credit, poate, de la o bancă, credit pe care l-ați solicitat. Văd aici o inimă împărțită în două, poate v-ați certat cu persoana iubită sau poate sunteți departe unul de celălalt și nu vă puteți întâlni. Foarte mult vă certați și inima voastră este îndurerată, dar să știți că într-un final totul va fi bine și pentru voi. Văd cum foarte mult vă rugați, dragile mele sau dragii mei, faceți mătănii, toate rugăciunile voastre pe care le faceți acum să știți că se vor împlini pentru că divinitatea și îngerii sunt alături de voi. Dragii mei sau dragile mele, văd cum vă simțiți foarte umflați în această perioadă. Sunteți umflați în burtă, da? Burta voastră este umflată.
intestinele voastre s-au inflamat. Să știți că este din cauza vrăjilor pe care le-ați mâncat. Mare atenție la ceea ce ați consumat în ultima perioadă. Văd aici două persoane care se îmbrățișează. Este clar că vă împăcați cu soțul sau cu soția sau cu partenerul, da, dacă nu sunteți căsătoriți. Problemele din casa voastră pleacă, începeți să vorbiți mai bine și voi între voi, începeți să comunicați mai bine, astfel încât puteți să puneți și voi țara la cale. Văd că primiți vești bune din afara casei, o să vărsați lacrimi de bucurie, vă întâlniți chiar și cu rude din familie și vă bucurați împreună. Mai apar aici o mulțime de persoane, dragii mei, și dumneavoastră văd că ați rămas la mijloc. Nu puteți nici să spuneți ceea ce aveți pe suflet, doar ascultați aceste persoane. Nu doriți altceva, văd, decât să ieșiți din această aglomerație. Dacă ești singur sau dacă ești singură, draga mea, văd că vei cunoaște pe cineva așa cum ți-ai dorit, fie de la un drum, într-o localitate nouă unde vei merge, fie cineva îți va face cunoștință cu această persoană. Văd că vă veți place foarte, foarte mult și veți avea o relație împreună care va duce și la căsătorie. Veți avea o familie cu doi copii. Hai să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Iată cum se scurge negura din sufletul vostru, din casa voastră. Haideți să vedem. Dorința voastră, să știți că se va împlini, dar este încă puțin în așteptare. În casa voastră totul va merge spre bine. Nourii negri văd că s-au dus departe. Se vor rezolva problemele pe care le aveți de ceva timp, veți avea parte și voi de pace, relaxare și fericire. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!